Se întâlnesc două prietene. Vai, dragă! Vai, ce mai faci? Nu te-am văzut de mult! Cum merge căsnicia cu pictorul? Oh, bine tu, bine, foarte bine. El pictează, eu gătesc și la urmă încercăm amândoi să ghicim care ce a realizat. Toată familia adunată în salon după cină. Mama soacră laudă priceperea fiicei la gătit și se trântește relaxată într-un fotoliu. Ah, ce trece timpul! De când sunt de fapt la voi? La care ginerele răspunde prompt. 15 zile, 8 ore, 6 minute și 12 secunde. Doi bătrânei în pat, înainte de culcare, ea începe să-i vorbească. Când eram mai tineri, mă țineai seara de mână. De mână, da. Și te jucai cu mâna în păr. Da, în păr. Și mă mușcai și de ureche. De ureche te mușcam? Da. Faza la care bătrânul se ridică din pat și pleacă. Da, unde te duci? Mă duc să-mi aduc dinții din pahar. Nepoțelul cu bunica. Bunico, de ce ai atât de multe fire albe? Ani, dragule, ani, pentru fiecare an un fir alb. Și toate ridurile de pe față? Grijile și nevoile. Bine, bunico, dar dinții? De ce ai numai doi dinți? Ce să spun, loviturile destinului. Bine, bunico, dar loviturile astea ale destinului, toate te-au nimerit în gură? Doi indivizi discutau la o bere. De 20 de ani sunt fericit și iubesc aceeași femeie. Serios? Mare lucru. Minunat. Da, e minunat. Toată chestia e să nu afle soția mea. Două tipe stau la cafea și dea până amintiri. Vai, dragă, ce viață ai avut și tu. Stau și mă gândesc, ce păcat e că a murit primul tău bărbat. Da, așa e. Și cel de-al doilea bărbat e de aceeași părere. Doi preoți povesteau. Cineva mi-a furat bicicleta. Îl prins. La slujba de duminică vorbești despre cele 10 porunci. Și când ajungi la porunca să nu furi, te uiți atent printre oameni și care tresare primul, ăla e. Se întâlnesc cei doi peste o săptămână. Ei, cum a fost la slujba de duminică? Ai făcut așa cum ți-am spus? Da, dar nu am mai ajuns până la porunca să nu furi, pentru că la porunca să nu prea curvești, mi-am adus aminte unde mi-am lăsat bicicleta.